Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vezi, mă, dacă v-a plăcut școala, trebuie să stați să munciți. Trebuie să stați să lucrați, să nu știu, nu vă plăcea școala, era și voi oameni bogați, umblați prin lume, n-aveați nicio treabă. Asta e o știre care o să-i bucure foarte mult pe copiii care întreabă toată ziua de ce trebuie să meargă la școală. Deci, și de nu ce? Doar pe copii, privind oarecum retrospectiv, așa, dacă înțelegeți. Deci, oamenii foarte bogați ar putea fi, de fapt, mult mai puțin inteligenți decât ne imaginăm noi și, în orice caz, mai puțin inteligenți decât persoanele cu salarii mai mici. Este rezultatul unui studiu, un studiu făcut pe 10.000 de persoane timp de 11 ani. Un studiu organizat de cercetători olandezi și un neamț. Ideea e că îi tâmpesc banii sau dă tâmpiți fac bani? Că nu se știe, dar corelația este clară. Deci, pe scurt, inteligența te poate ajuta să faci bani, dar numai până la un punct. Aici e și speranța noastră. Potrivit acestui studiu, există o relație puternică, o corelație puternică între inteligență și salariu, până când salariul ajunge cam la vreo 60.000 de euro pe an. În Germania, Olanda. Deci la noi, practic, 10.000. Cel mult. Aici corelația devine aproape neglijabilă și s-a constatat că aceia care se află în primii 1% din bogați erau potențial mai puțin inteligenți decât cei aflați imediat după ei în clasament. Ceea ce indică faptul că succesul și ultra-succesul s-ar putea datora altor factori și nu neapărat inteligenței. Ce zice? Încă acum începe să mă intereseze. Deci, teste... 11.000, de fapt nu, 59.400 de bărbați în jurul vârstei de 40 de ani au fost urmăriți cu ajutorul datelor de pe piața muncii pe o perioadă de 11 ani, scoruri la teste cognitive, fizice, psihologice, deci examinare serioasă. Calma. Și au comparat datele acestea cu salariile și prestigiul lor la locul de muncă pentru a căuta legăturile. Rezultatele au arătat o creștere a salariului și a prestigiului pe măsură ce capacitatea cognitivă creștea. Deci deveneai din ce în ce mai deștept, creștea și salariul. Dar apoi se ajungea pe un platou pe măsură ce salariile ajungeau la limita superioară. Asta noi, pe noi ne încurcă când ajungem pe platou. Da, la platou e complicat. La 60.000 de euro pe an au încercat să mai existe diferențe de abilitate între cei care câștigau mai mult și mai puțin. Iar inteligența nu a crescut la cei cu prestigiu ridicat, precum medici, avocați, etc. Ați înțeles? Uh-huh. Deci 1% dintre cei mai bine plătiți au obținut rezultate ușor mai slabe la testele de capacitate cognitivă decât cei din nivelul devenit de sub ei. Nu înțeleg. Noi partea, bă, nu înțelegeam. Domnule, și vorba prost să fii noroc să ai? Da, partea adică noi avem asta, un folclor în sensul ăsta. Partea asta cu testele de inteligență nasoale noi am rezolvat-o. Da. Adică din aceste două condiții noi pe asta o îndeplinim. Uh-huh. Teste de inteligență proaste. Acum așteptăm și partea cealaltă. Cu venitul, cum să spun, să fie mai mulți bani. Să alungem pe platou. Da, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.